Bun găsit la știri, sormănii care sunt cele mai importante evenimente din Bașcanter cu frumos Hârlău și comunele din împrejurim. Accident rutier în cursul zilei de ieri, într-o suburbie a municipiului Bașcan, două persoane au fost rănite după ce roata motoscuterului cu care circulau s-a rupt. Conducătorul mopedului, un tânăr de 29 de ani, a fost grav rănit la cap și coloană, motiv pentru care a fost dus la un spital din Iași. Bărbatul nu avea permis pentru nicio categorie și ar fi fost și băut. S-a făcut un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările. Accident rutier cu două victime ieri în suburbia Lunca Pașcani. Un tânăr de 29 de ani și o altă persoană circulau cu un moped pe o stradă din localitate, iar la un moment dat una dintre roți s-a rupt. Pasagerii au fost proiectați pe șosea, iar conducătorul motoscuterului a fost grav rănit. La fața locului au ajuns de urgență echipaje de ambulanță și poliție. Serviciul de ambulanță județean Iași, stația Pașcani, a fost solicitat să intervină duminică la 8:35 când apel la 112 în Lunca Pașcani pentru două victime căzute de pe motoscooter. A fost dirijat de urgență un echipaj medical cu asistent IB2 și a fost trimis un echipaj EPA Pașcani. La locul solicitării, echipajul ambulanței a preluat o victimă bărbat de 30 de ani care a căzut de pe motoscooter și prezenta un traumatism craniocerebral cu plagă regiunea frontală și una la nivelul piramidei nazale cu sângerare, escoriații multiple, regiunea membrului superior, regiunea abdominală dreaptă și genunchi drept, conștient, prezenta alenie etilică. După acordarea asistenței medicale de urgență la locul solicitării, pacientul a fost transportat monitorizat de către echipajul cu asistent la Centrul Primei Urgențe Spital Municipal Pașcani pentru investigații de specialitate. Echipajul EPA a preluat a doua victimă, policontuzionată prin cădere de pe motoscooter și transportată la CPU Spital Pașcani. Cei doi pasageri au ajuns la Spitalul Municipal de Urgențe din Pașcani, iar tânărul grav rănit a fost transportat la compartimentul de primiri urgențe de la Sfântul Spiridon și apoi la Clinica de Neurochirurgie din Iași din cauza traumatismelor la cap și coloană. Tânărul prezenta un traumatism craniocerebral cu pierderea cunoștinței, dar și multe alte leziuni. După investigațiile din UPU, a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie pentru tratament de specialitate, a spus profesorul Deana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD pentru Ziarul de Iași. În urma verificărilor făcute de polițiști a fost descoperit faptul că bărbatul care conducea motoscuterul nu avea permis pentru nicio categorie. Mai mult decât atât, ar fi fost și băut. Polițiștii au fost sesizați în legătură cu un accident rutier în care a fost implicat un moped. Două victime au fost transportate la spital, respectiv conducătorul mopedului și pasagerul, cu răni. De asemenea, conducătorul mopedului a fost testat alcoolscopic, stabilindu-se că se afla sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă, conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice, iar cercetările continuă. Comisia de organizare a zilelor municipiului Pașcani a cerut suplimentarea bugetului pentru sărbătorile orașului. Propunerea a fost făcută astăzi și urmează să fie aprobată în ședința de Consiliu Local ce va avea loc miercuri. Suma ar urma să fie mărită de la 200.000 de lei la 300.000 de lei, la fel cât a fost și anul trecut, pentru aceste manifestări. Unul dintre motivele suplimentării ar fi tarifele mari cerute de artiști consacrați. Comisia de organizare a zilelor municipiului Pașcani a cerut astăzi mai mulți bani pentru sărbătorile orașului. Propunerea a fost prezentată consilierilor locali și urmează să fie aprobată în ședința ordinară de miercuri. În urma analizării ofertelor primite de la firmele de impresariat, se solicită suplimentarea bugetului cu încă 100.000 de lei față de 200.000 de lei aprobat deja din bugetul local. Subiectul a fost discutat astăzi în comisia juridică, iar proiectul a fost avizat. Consilierii din opoziție au cerut o justificare în scris din partea Comisiei de Organizare, iar cei din PSD au apreciat că ar fi fost mai bine dacă primăria negocia direct cu artiștii decât prin intermediul firmelor de organizare de eveniment. Costurile sunt mai mari din cauza cheltuielilor. În acest an, primăria Pașcani nu vrea să se mai ocupe de cazare și protocol, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Serviciile vor fi asigurate de societatea care va ieși câștigătoare în urma selecției de oferte de PSAP. Astăzi a avut loc o nouă ședință a Comisiei de Organizare a Zilelor Municipiului Pașcani. Au fost decise o serie de aspecte legate de organizarea evenimentului din acest an, cât și partea de organizare a instituțiilor din subordinea Primăriei Municipiului Pașcani pentru acest eveniment.
Legat de artiști, pentru că știu că asta vă interesează în mod special, au fost înlocuiți o serie de artiști ce în urma negocierilor, discuțiilor cu dumnealor, ne-au transmis că nu pot fi prezenți la Pașcani pentru intervalul de care dumneavoastră știți deja. Azi a fost stabilită și lista de preferințe pentru cele 3 zile de sărbătoare. Astfel, vineri, de la ora 18, la scena ce va fi amplasată la stadion, vor veni artiști locali, ce vor fi stabiliți de către Casa de Cultură a municipiului Pașcani. Legat de acest aspect, sunt deja venite oferte către Casa de Cultură în jur de 7-8 artiști locali. Asta se mai discuta și cu al 8-lea artist local, am înțeles. Bineînțeles că vor fi mai mulți până la zilele municipiului Pașcani, iar seara de vineri, revenind la eveniment, va avea loc un concert al solistei Irina Rimes. Sâmbătă, Nicolae Furduiancu este propunerea noastră, Mihaela Gurău, trupa Maxim și seara va fi închisă de Ștefan Bănică Junior. Duminică, Nicoleta Voica și Cumioara Vericu vor acoperi partea de program de muzică populară, iar Tudor Chirilă și trupa Vama, alături de Smiley, vor închide, adică Smiley va fi cel care va închide seara de duminică, prezentatorul evenimentului propus de noi va rămâne Dan Negru. Artiștii consacrați sunt un alt motiv pentru suplimentarea bugetului privind organizarea sărbătorii, având în vedere că sunt în plin sezon. De exemplu, Ștefan Bănică Junior ar fi solicitat 11.000 de euro pentru 2 ore de concert, Smiley 8.500 de euro, iar Tudor Chirilă și trupa Vama 7.000 de euro. De asemenea, firma organizatoare de eveniment ar fi solicitat 12.000 de euro pentru a asigura scena, luminile, sonorizarea și efectele video. Menționând că și instituțiile din subordinea primăriei își pregătesc program pentru zilele municipiului. Casa de Cultură ar urma să prezinte vernisaje, teatru în aer liber, fanfară, dar și altele. Biblioteca va pregăti o lansare de carte, filme documentare despre oraș și Cupa la șah. De asemenea, Clubul Sportiv Municipal va organiza o nouă ediție a Cupei Instituțiilor la fotbal. O zi de sărbătoare a fost sâmbătă 27 mai în Pașcani datorită festivalului de folclor organizat de Liceul Economic Nicolae Iorga la Clubul Copiilor. Prezența numeroasă a participanților și din țară, dar și din Ucraina, a făcut ca concursul să aibă un plus valoare. După mai multe ore de cântec și dans, Petruța Săcară a câștigat trofeul festivalului de folclor Dragmi, cântecul și jocul. Eveniment folcloric la Pașcani. Încă o ediție a concursului Dragmi, cântecul și jocul a adunat zeci de participanți din Ucraina, România fiind reprezentată de viitoare talente din județele Vrancea, Neamț, Botoșan și Iași. Bine ați venit la ediția 5-a a Festivalului Regional de Folclor Dragmi, cântecul și jocul, organizat de Liceul Economic Nicolae Iorga la Pașcani. Mă bucur să constat că în ultimii 5 ani ne întâlnim aproape în fiecare an. Majoritatea celor care suntem aici ne-am văzut de la prima ediție. Câștigătoarea trofeului festivalului, Petruța Secară din Ruginoasa, Iași. Oi verdi de-ar țăraș, perseverența și abnegația atât a copilului cât și a părintelui contribuie la rezultat. O invit pe scenă premiul 1 și trofeul acestui festival, Petruța Manuela Săcară. Și Luiza Muscalo a participat la eveniment și a cântat alături de orchestra Plaiuri Pășcănene condusă de profesorul Gheorghe Arșinel, unde a obținut premiul întâi, dar și multe aplauze. Hai pământ și iar pământ, Muscalo, Luiza, Ștefania.
O altă participare premiată a fost a grupului vocal Mugurașii Special, care a participat la secțiunea Grup Vocal Folcloric, unde a fost apreciat de jurul de specialitate, luând locul 2. Mugurașii și unul mai departe. Școala Specială Pașcan. Oricum ei merită. Concursul a ajuns în acest an la cea de-a 5-a ediție, iar o prezență inedită a fost a grupului de elevi din Cernăuți, însoțiți de profesorul Gheorghe Stratulat, vicepreședintele Centrului Cultural din Cernăuți. La festival au fost prezenți și sponsorii evenimentului, afaceriști din municipiu, alături de membrii administrației publice locale, alături de părinți, familie, elevi și profesori. Materialul video integral îl găsiți pe site-ul btv.info. Ansamblul folcloric de la Liceul Miron Costin din Pașcani a urcat din nou pe podium. Elevii școlii au obținut premiul al treilea la Festivalul Regional de Folclor, Dragmi, Cântecul și Jocul. Concurența a fost pe măsura talentului. Au participat soliști vocali și instrumentiști, grupuri vocale și ansambluri de dansuri populare din toată Moldova, dar și din Cernăuți. Este vorba de un festival regional la care au participat foarte multe ansambluri din zona Moldovei, chiar și de la Cernăuți, grupuri care se bucură de o anumită tradiție și de renume, astfel încât, în ciuda unei concurențe acerbe, elevii noștri au reușit să se claseze pe locul al treilea, ceea ce ne bucură și ne onorează. Ansamblul Praiul Pășcăneni a obținut premiul al treilea și apreciere din partea jurului. Elevii noștri, membrii ansamblului Praiul Pășcăneni, au obținut un nou premiu de această dată, premiul al treilea, la Festivalul Regional Dragmi, Cântecul și Jocul, care a avut loc la Clubul Copiilor din Pașcani la finalul acestei săptămâni. Mai mult decât premiul în sine, a contat pentru ei mențiunea specială a jurului, aprecierea pe care am primit-o din partea doamnei Mona Popovici, o distinție de tipul jos pălăria cu privire la programul pe care l-au prezentat pe scenă, atitudinea scenică, coreografia și costumele pe care le-au purtat. Praiul Pășcăneni a luat ființă în anul 2014 în cadrul Liceului Teoretic Miron Costin din Pașcan, sub îndrumarea profesoarei Maria Ungureanu. Tot în această lună, ansamblul școlii a mai obținut premiul întâi la Festivalul Folcloric Cătălina Pop, aflat la prima ediție la Palatul Copiilor din Iași. Peste 1000 de persoane au decis să-și petreacă după amiaza de duminică altfel. Ei au venit echipați corespunzător la stadionul municipal pentru a face sport în cadrul evenimentului ajuns în acest an la cea de-a 6-a ediție. Toți participanții s-au înscris și la o tombolă, unde la final s-au oferit premii după ce câștigători au fost trași la sorți. Duminică 28 mai, începând cu orele 16:30, stadionul municipal a fost luat cu asalt de sute de oameni de toate vârstele care au venit să participe la cea mai nouă ediție a evenimentului Mișcarea înseamnă viață. Astfel, pe parcursul aproape 3 ore, pășcănenii au făcut mișcare pe muzică. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție! Respira, respira, plecăm trunchiul, genunchii întinși, blocăm genunchii, frecvență maximă, maxim, maxim, maxim! Invitatul special al evenimentului a fost antrenorul de zumba Lucian Liciu, care i-a făcut pe cei prezenți să danseze și să facă sport pe cele mai îndrăgite melodii ale momentului. La
eveniment s-au prezentat și iubitorii de karate. Bogdan Grigorovici, alături de echipa sa, a făcut o demonstrație care a surprins pe toți cei prezenți. De asemenea și Alina Diana Savin, antrenoare de fitness, a făcut mișcare alături de sutele de oameni. S-au organizat și ateliere sportive. A fost și un concurs cu tombolă. Toți cei prezenți au înscris și la final, cei extrași din bol au primit tricouri personalizate cu evenimentul, mingi, skateboard, palete și mingi de ping-pong, vouchere în locații sportive din oraș. Centrul Pașcanului se transformă în ziua de 1 iunie într-un loc de poveste și am anunțat prezența personaje din cele mai îndrăgite desene animate. Copiii pot desena pe asfalt, tot ei vor fi pictați pe față, iar începutul zilei va debuta cu premiera celor mai buni elevi la învățătură din municipiu. Membrii trupei Dream Dance vor oferi și ei un spectacol de dans. De ziua copilului, peste 200 de elevi și profesori vor urca pe scenă pentru a primi laurii din partea administrației locale datorită rezultatelor ce le-au obținut la olimpiadele școlare, fazele județene și naționale. Pentru ei, sumele de bani acordate ca recompensă pentru meritele obținute sunt de 200, respectiv 300 de lei. Bugetul de premier este de 53.275 de lei. Evenimentul este organizat de 1 iunie în sala de spectacole a Casei de Cultură Mihail Sadoveanu, începând cu orele 10. După cum știți, este 1 iunie și primăria, Consiliul Local și Casa de Cultură a municipiului Pașcani vă invită cu mic cu mare la o serie de activități pentru copii, dar nu numai, de ce nu și pentru mămici, pentru tătici, pentru bunici, astfel încât piața Casei de Cultură să devină neîncăpătoare. Vom începe la ora 10 în sala de spectacole, când administrația locală va premia olimpicii pășcăneni și în perioadele de pauză, dansatorii de la trupa Dream Dance a Casei de Cultură vor încinge atmosfera cu dansurile sportive pe care le-au învățat. Joi 1 iunie, începând cu ora 16, în piațeta Mihail Sadoveanu vor veni membrii trupei de teatru Arlechin din Botoșani, care vor juca în Hansel și Gretel. De asemenea, va avea loc și un concurs de desene pe strada Ștefan cel Mare, iar în piațetă, reprezentanții Asociației Șansa 2010 vor antrena copiii în jocuri și doritorii pictați pe față. Vom continua apoi, începând cu ora 16, pe scena care va fi amplasată în piața Mihail Sadoveanu, cu teatru Arlechin de la Botoșani, care va susține piesa Hansel și Gretel pentru copii. În același timp, pe șoseaua Ștefan cel Mare va avea loc concursul de desene pe asfalt. Apoi, copiii vor fi introduși în lumea poveștilor. Este pregătit un spectacol interactiv cu personaje de poveste susținut de Fanny Art Iași, având ca partener Asociația Șansa 2010. Durata evenimentului este de 3 ore, începând cu ora 17. Vom continua apoi, începând cu ora 17 până la ora 20, cu cei de la Fanny Art din Iași, care vor susține un spectacol interactiv cu mimi, cu personaje de basm. Împreună cu copiii vor face un show de aproximativ 3 ore. Pe toată această perioadă, adică însemnând orele 16 până la orele 20, voluntari de la Asociația Șansa 2010, care sunt și partenerii noștri în acest proiect, vor face face painting pentru copii și alte joculețe. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Pașcani alături de Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din oraș. Încercări eșuate pentru demiterea celui de-al doilea om dintr-o comună din apropierea Pașcanului. La sfârșitul săptămânii trecute, o parte din aleșii locali din Valea Seacă au inițiat un proiect de hotărâre pentru schimbarea viceprimarului. În urma votului nu s-a îndeplinit condiția de 2/3 din totalul consilierilor, motiv pentru care demiterea nu a mai avut loc. Comuna Valea Seacă pare să se zguduie la fiecare ședință de Consiliu Local. Ultima întrunire a aleșilor a avut loc vineri, când o parte din consilieri au inițiat un proiect de hotărâre pentru schimbarea viceprimarului Nicolae Miron. Așa avem da sau nu? Și o să completăm probabil cu XX în dreptul la opțiune. Opțiunea care da sau nu, dar are da sau nu. Nu e răspunsul la întrebare. Poate să fie menținerea sau demiterea. Cum scrie? Zice așa, plătit de vot pentru demiterea viceprimarului Comunei Valea Seacă. Da, da. Miron Nicolae. Deci pentru demiterea, în dreptul lui da este demitere, în dreptul lui nu, nu este demitere. Optiune. Ei sunt X în căsul. Deci, pentru demiterea, dați-o la proiectul lui Văr.
După ce au fost împărțite buletinele de vot și fiecare și-a exprimat opțiunea, rezultatul nu a fost cel așteptat de inițiatorii acestui demers. 9 consilieri au votat pentru demitere și 5 împotriva schimbării. Din acest motiv, nu ar fi fost obținută condiția de 2/3 din totalul consilierilor pentru a fi dat jos actualul viceprimar care rămâne în funcție. Deci, în urma votului, comisia a constatat, a trecut la numărătoarea voturilor, un număr de 9 consilieri au votat pentru demiterea domnului Miron și un număr de 5 au votat pentru rămânerea lui în funcție. Am făcut obișnuit un proces verbal, care este explicația dumneavoastră. Cam asta e rezultatul. Și ești verbal nu-i dat la domnul Ciprodat? E dat. Originalul este la domnul Ciprodat. Deci, concluzia este că nu s-a împlinit majoritatea calificată, 2/3. Asta este. E numărul consilierilor validați. Potrivit unor surse, imediat după terminarea ședinței ar fi fost depusă la secretariatul primăriei din comună o solicitare pentru un nou proiect de hotărâre privind schimbarea viceprimarului în următoarea ședință de Consiliu Local. Administrația locală din comuna Lespez investește în învățământ. În ultima perioadă s-a lucrat intens la modernizarea școlilor din satele componente. S-au pus centrale termice în toate clădirile, au fost făcute aducțiuni de apă și create condiții bune pentru elevi. În prezent se lucrează la unitatea de învățământ din localitatea Dumbrava, iar în vacanța de vară vor fi amenajate curțile la aproape toate școlile. Școlile din comuna Lespez au fost în plin proces de modernizare. Administrația locală a făcut demersuri pentru a crea elevilor condiții bune de studii. În prezent se lucrează la unitatea de învățământ din satul Dumbrava. Se construiește un grup sanitar și se lucrează la aducțiunea de apă și reabilitarea clădirii. Avem o singură școală neautorizată sanitar în comună, școala din satul Dumbrava. Deja suntem, probabil într-o lună de zile, finalizăm lucrările de reabilitare. În ce sens? Amenajare, grup sanitar interior, aducțiune apă, fosă septică. Am intrat de anul trecut, am semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. În localitatea Buda a fost construită o școală nouă, modernă, cu resurse de la bugetul local. În viitorul apropiat, administrația locală intenționează să transforme fosta locație într-un muzeu. Am reușit și am finalizat din resurse proprii lucrările de construire a școlii din satul Buda. Interior, exterior, racordare termică, fosă septică, aducțiune apă, absolut tot. Urmează să cosmetizăm în perioada vacanței de vară curtea, se dărmă o formă frumoasă și o să vedem pentru viitor, având școala veche, fiind construită în 1918, intenționăm că e ușor să demolez, intenționăm cred că să o transformăm într-un mic muzeu. În Heci, unitatea de învățământ a fost reabilitată cu fonduri de la Banca Mondială, iar imediat ce elevii vor intra în vacanța de vară, se vor pune pavele în curtea instituției. La Heci, lucrările știți că sunt finalizate de anul trecut, după ce au copiii vacanța de vară, o să intrăm în curte, să amenajăm curtea prin pavele, ceva, e o frumusețare a curții respective. Menționăm că în localitatea Lespez funcționează și un liceu tehnologic, unitate școlară cu personalitate juridică. Are 7 săli de clasă, laborator de științe, ateliere școlare și 3 laboratoare de specialitate. Sărbătoare mare în Stolnicen Prăjescu de Ziua Comunei. Evenimentul a fost deschis de discursul primarului Costel Hugeanu. În acest moment declar deschise zilele Comunei ediția 5-a. Vă urez distracție plăcută. Apoi, localnicii au avut parte de un spectacol de zile mari de muzică populară. Au urcat pe scenă Cristian Pomohaci, Constantin Enceanu, Andreea Haistan, Teodora Bârsan, dar și alții. La cooperativă, la jupenul Ionică, să-i cumperi slabă de fustă. Jupenică, la pământiță, la arimaișă, jupenică, pui În tot acest timp, lângă Casa Tineretului s-au vândut mici și bere. Au fost amenajate standuri cu gablonțuri și diferite iujuri pentru cei dornici de distracție. Ne-au adus de joară, s-a răsut și ne-am papat în tână. Te ajut și eu, că joar tot, e plac când ne-o bat. Ne-au adus de joară, s-a răsut și ne-am papat în tână.
frumoase sărbători a comunei noastre. Spun comuna noastră că comuna Călașul. Seara s-a terminat cu un impresionant foc de artificii. Materialul video poate fi urmărit integral pe site-ul bitv.info și pe canalul de YouTube al televiziunii locale BitTV. Marți 30 mai, vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și în prima parte a nopții, când local în zona de munte și izolat în restul teritoriului vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar cele minime între 7 și 17 grade. Izolat în zonele joase de relief vor fi condiții de ceață. Ziua de marți în județul Iași se anunță una cu temperaturi ce ajung până la 28 de grade Celsius. Vântul va sufla slab, iar pentru cei care pleacă de acasă dimineața la ora 8, meteorologii anunță 8 grade cu soare plin pe cer. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Dana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine!